Un șofer de 38 de ani din Moroieni a fost arestat preventiv de Tribunalul Prahova pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală gravă, după ce a accidentat în Sinaia 3 persoane de sex feminin. Femeile erau din Bulgaria, iar în momentul în care s-au angajat în traversarea bulevardului principal din centrul stațiunii, printr-un loc nepermis, au fost accidentate grav de bărbat. Ambulanța le-a transportat imediat la Spitalul Județean Ploiești pentru a primi îngrijiri medicale, însă una din femei a murit la câteva ore după producerea accidentului. Șoferul, care a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, este acum reținut și urmează să-și afle sentința.